modul ăsta de a opri în fața trecerilor de pietoni îl vezi doar la Chișinău și în alte țări subdezvoltate și fără lege și fără poliție. La fel și cu parcatul pe trotuare. Și doar există stații de transport public mai la vale. De ce oamenii stau în intersecție și de ce microbuzul le opresc aici? Când felul ăsta obturează orizontul și de după microbuzul acela ies un om pe trecere de pietoni și poate să nimerească sub roțele mașinilor. Uite, s-a oprit la trecere de pietoni și nu-i stație marcată aici. De ce poliția nu rezolvă problema asta? De 3-5 ani văd așa situație și nicio schimbare. Stația e fix la 50-70 de metri mai la vale. Altul, tot așa. Strada Kiev, colț cu Rousseau. Capitala europeană de jele. Până o să moară cineva de după un microbuz din ăsta sub roțele altui transport și atunci o să se gândească, vai, mă ating că trebuie schimbat ceva. Mă ating că trebuie aplicată legea. Nație ignorantă. Și pune viața în pericol. Continuă să voteze impostori. Ofițer KGB care a fost viceprimar și acum e deputat democrat, dar a fost comunist. Alexander Banec. Și problema se poate rezolva simplu, fără poliție. Pui un gard aici până la trecerea de pietoni și nu mai urcă nici merțanul pe trotuar decât cu mari dificultăți. Nici microbuzele n-ați mai oprească la trecere de pietoni. Și gata. Și o să se deranjeze toți călătorii să meargă până la stație. Un pic la vale. A? Cui pasă?